Bună seara, copilași, și bine ați venit la poveștile lui Chițibur. Așa cum a promis Chițibuș, astăzi ne-a dus cartea care se numește Daruri pentru Moș Crăciun. Și această carte, știți că această carte are 11 povești, copilași, care ne duc pe urmele lui Moș Crăciun. Și aici vom găsi niște povești. În această carte, să știți, este câte o surpriză. După fiecare poveste, puteți să faceți ceva, să confecționați. Și desigur, puteți confecționa daruri pentru Moș Crăciun. Această carte este editată la editura Litera. Pentru aceasta le mulțumim frumos, pentru că acceptă să vă citim din această carte minunată, care este și o carte în atmosfera de Crăciun, de sărbători. Hai să vedem de data aceasta ce poveste interesantă ne-a adus. Hai să vedem. Așa, se numește povestea noastră. Să știți că este despre un clown, așa mi-a spus Chițibuș. Este un personaj și un clown. Și mi-a spus că se numește Micul clown și cadourile de Crăciun. Și este scrisă cartea de poveste de Margaret Francoie. Hai să vedem. După cină, Selin, o fetiță drăguță și tatăl ei scriu foarte preocupați o scrisoare importantă. Scrisoarea trebuie să ajungă la Moș Crăciun, pentru că ca aceasta să afle dorințele tuturor membrii familiilor. Selin se gândește, iar tatăl scrie cu atenție, nu trebuie în niciun caz uitat vreun cadou pentru cei dragi, de aceea sunt atât de serioși, cel puțin așa crede mama care îi privește. Și aici vedem cum fetița și tatăl scriu o scrisoare lui Moș Crăciun. Când termină în sfârșit, se făcu ora de mers la culcare. Selin își puse cea mai pufoasă pijama, se spălă cu grijă pe dinți, apoi se urcă în pat. Mama veni să o învelească. Când o sărută, Selin o întrebă. Mami, ești sigură că ai ales cadou care să-ți placă cel mult? Nu vrei altceva? Mama îi răspuse, mângâindu-i părul. Cel mai frumos cadou al meu ești tu, draga mea. Dar tu ești sigură că nu ai uitat pe nimeni? Nu, mami, chiar și Tobi va primi un os special. După un ultim sărut, mama plecă și Selin, obosită, a dormit imediat. Când dintr-o dată auzi pe cineva bătând în fereastra camerei sale, deschise ochii, dar nu văzu pe nimeni. Auzi din nou bătăi la fereastră. Ciudat! Se ridică și merse să vadă dacă e cineva în spatele geamului. Afară era noapte și frig. Vântul suflă printre crengi și trântea obloanele. Lui Selin îi se păru că sărește un mic clov ciudat. Era îmbrăcat cu niște pantaloni imensi din pânză roșie, o vestă verde în carouri și avea un nas roșu, așa cum au toți clovnii. Se frecă la ochi. Un mic clovn afară pe vremea asta? Imposibil. Pe semine că visese. Și aici vedem cum mama o culcă pe Selin, da? Și clovnul. Observați copii cum este la fereastră. Clovnul. Când se culcă la loc în pat, auzi din nou zgomot la fereastră. De data aceasta îl vede clar pe micul clov. El îi strigă gesticulând. Deschide fereastra! Lasă-mă să intru! E atât de frig afară și trebuie să-ți vorbesc! Selin îi dă două ascultare. El sări înăuntru. Brrr! Mult ți-a trebuit să-mi deschizi. Am înghețat. Ea îl întrebă. Cine ești? Tremurând, el spuse, sunt un prieten de-a lui Pom-Pom, ursul tău de pluș.
Un prieten de-a lui Pompon? A, da. Dar ce face aici? Îl întrebă Selin mirată. În seara asta i-ai scris lui Moș Crăciun o scrisoare, nu-i așa? Te-ai gândit la toată lumea? N-ai uitat pe nimeni? Selin dădu din cap, se gândi, apoi spuse. Nu, împreună cu tati am făcut o listă. Ba nu, ai uitat un prieten care nu știe să scrie lui Moș Crăciun și căruia i-ar plăcea, i-ar face plăcere un cadou. Iată de ce sunt aici. Ce prieten? Întrebă Selin. E simplu, Pompon, ursul tău, răspunse clovnul râzând. Dar Pompon e un urs de pluș și nu s-a pomenit niciodată ca un urs de pluș să-și dorească un cadou de Crăciun. Clovnul sări și gesticulă. Ba da, ar fi foarte fericit dacă ar primi un borcan cu mere, spuse el cu un zâmbet mare pe chip. Selin spuse, nu este un cadou prea pretențios, cred că pot să-l adaug pe listă. Clovnul sări în sus, bătând din palme și îi dădu un pupic. Îți mulțumesc, ești foarte drăguță. Și aici vedem cum clovnul discută cu fetița. Selin, emoționată de pupic, îi mulțumi la rândul ei și îl sfătui să se întoarcă acasă pentru că e ora de mers la culcare. Când, dintr-o dată, auzi o voce plăpândă care îi spuse. Și mie mi-ar plăcea foarte mult un cadou. Selin făcu ochii mari. Așezată pe scaun, păpușa ei preferată coborâ și se îndreptă spre ea. Ce-ți dorești? Întrebă Selin, care nu știa că păpușile pot vorbi. Ei bine, mi-ar plăcea mult o rochiță nouă. Uite așa! E veche și stricată, uite asta e veche și stricată. Chiar se vede că e ruptă puțin. Vedeți copii? Ia uitați! Dar această rochie e foarte drăguță. E de ajuns ca mama să o spele, să o calce și va fi ca nouă, spuse Selin serioasă. Glumești, tigruța, pisica ta a rupt-o. Uite ce gaură mare are aici. Păpușa, mai că izbucni în plâns, arătându-i găurile rochiei. Selin și clovnul priviră cu atenție și se încredințară că rochia păpușii era într-adevăr într-o stare destul de proastă. Ai dreptate! O să o rog pe mama să-ți coasă o rochie frumoasă, nou-nouță! Păpușa rămase mulțumită și clovnul bătu din palme. Ba da, minunat! Rochie nouă trebuie să fie albastră, cu ca ochii ei! Doamne, cât va fi de frumoasă! Păpușa adăugă cu o voce timidă. Mi-ar plăcea să aibă dantela aici, jos, și o fundă la spate. Selin râse din toată inima și întrebă. Nu crezi că exagerezi puțin? Oh, nu, mă simt atât de urât în această rochie. Atunci Selin își strânse păpușa la piept și șopti. Nu-ți face griji. Mă voi ocupa de rochia ta chiar de mâine. Apoi căscă de oboseală și declară că e timpul să meargă la culcare. Dar toată lumea tresări. La auzul unui zgomot ciudat se întâmplă ceva pe etajeră. Oare ce să fie acolo pe etajeră? Chiar sunt curioasă. Hai să vedem. Acolo, pe marginea mobilei, un soldat de plumb, în costum de paradă, înainta cu pușca pe umăr. Țeapăn cu aer solemn, luă poziția de drept și întrebă cu o voce supărată. Cu ce drept această păpușă îngânfată și acest urs mâncăcios primesc câte un cadou de Crăciun, iar eu unul nu? Selin alergă spre el îngrijorată și îi spuse... O, dar, domnule soldat, nu-i vorbă, că nu vrem să vă dăruim un cadou, dar... Soldatul, uite, e vorba.
Știu, știu! Nu se gândește nimeni niciodată să ofere un cadou unui soldat de plumb și consider că este nedrept. Bineînțeles, Selin nu voia să-l supere și trebuie să recunoască că are dreptate. Necărjit, soldatul își lovi călcâile unul de-l celălalt și începu să defileze pe marginea etajerii, apoi adăugă. Știi la ce e bun un soldat? Să își servească patria și să își apere familia și pe toți cei care se află sub protecția sa. Se apropie Crăciunul și eu sunt obligat să stau tot de pază cu pușca pe umăr, fără să-i pese cuiva de mine. Selin, rușinată, încerca să-l liniștească. Nu fiți așa de supărat, domnule soldat. Tata spune că există întotdeauna o soluție pentru orice problemă. Nu trebuie decât să te gândești puțin. Nu sunt un simplu soldat, micuțo. Sunt locotenent de artilerie, mândru și curajos, dar atât de trist. Clovnul, speriat de tonul locotenentului, se ascunse sub plapuma lui Selin. O aprobă însă pe noua sa prietenă, scoțându-și capul din ascunzătoare. E cât se poate de adevărat. Există întotdeauna o soluție, dar cum te gândești să rezolvi această problemă dificilă, micuță Selin? Aici vedem, da? Pe clom, vedem pe soldățelul de plumb care este foarte revoltat. Încurcată, Selin stătu și se gândi, trebuie să găsească o soluție. Dintr-o dată îi veni o idee. Și dacă ți-am prinde de umăr lângă pușcă o floare frumoasă, la fel ca în cântecele noastre de armată, ce părere ai? O floare frumoasă? Întrebă soldatul. Da, o floare mare și frumoasă, repetă clovnul fluturând energic din mâini. O floare atât de mare în spatele căreia nu se va mai vedea pușca. Da, dacă poți într-adevăr să faci asta pentru mine, voi fi cel mai fericit dintre toți soldații de plumb și logodnica mea va fi atât de mândră de mine. De asta poți să fii sigur și vom fi și noi mândri de tine, încheie clovnul mulțumit. Fie, accept acest cadou minunat. Luă poziția de drept și-i mulțumi lui Selin, sărutându-i mâna foarte galant. Din nou Selin își aduse aminte că trebuie să se culce. Sunt cu toții de acord că e târziu. Micul clon o privi pe fetiță cu afecțiune. Ea ghici că și el vrea să-i ceară un cadou, așa că îi zâmbi urcându-se în pat. Și tu, micule clon, ce-ți dorești? Ce mai aștepți ca să mergi la culcare? Vrei și tu cadou de Crăciun? Micul clon se apropie de urechea ei și îi spuse încet. De Crăciun nu, dar aș vrea un cadou puțin mai special. Chiar aici și acum mi-ar plăcea foarte mult să dorm lângă tine noaptea asta. Nu-mi place să dorm singur. Atunci Selin ridică marginea păturii și îi răspunse amabilă. Vino, te las să dorm lângă mine. Clovnul se întinse confortabil în pat, ea îi dădu un pupic pe nasul său roșu și a dormit liniștită, frângându-și în brațe noua jucărie pe micul clov fericit. Și aici e micul pălaș. Și această poveste ar fi banală, e adevărat, dacă nu v-aș spune un mic secret. Mai târziu, în noaptea aceea, mama lui Selin a venit să vadă dacă fetița ei doarme liniștită. Spre mare emirare, a văzut-o pe Selin strângând la pept un mic clov ștrengar pe care nu-l mai văzuse înainte. Și aceasta, când mama ridică pătura ca să-și învelească fetița, îi zâmbi și chiar îi făcu complice cu ochiul. Și aici vine mama cum a venit și a văzut-o. Uite această poveste minunată cu un clov care a venit să-i ceară să-l pui în lista sa pentru cadouri care să le aducă Moș Crăciun pe un ursuleț,
Ați văzut, copiii, că toate jucăriile au început să ceară și ele cadou de la Moș Crăciun. Voi ați scris scrisoarea lui Moș Crăciun? Încă nu? Mâine începeți a scrie scrisoarea lui Moș Crăciun. Dacă nu puteți scrie, atunci desenați-i cei ce doriți să vă aducă Moș Crăciun. Dacă aveți și prieteni, așa cum Selina are o păpușă, are un cățeluș, pe părinți a pus în listă. Voi să-i puneți și voi pe părinți acolo în listă să le aducă și lor cadouri. Bine? Așa, copilași. Bine. Cei care n-au început să scrie scrisoare, vă îndemn mâine să o scrieți, să ajungă până la Crăciun, la moșul. Ca moșul să vă aducă micile daruri, cadouri. Bine, acum chițipuș vă spune noapte bună, somn ușor și vise frumoase. La revedere, copilași!